Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași, biroul rutier, au intensificat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, având ca principal obiectiv combaterea cauzelor generatoare de accidente. Aceștia au desfășurat o amplă acțiune pe raza Municipiului Iași, soldată cu aplicarea 43 de sancțiuni contravenționale. 8 acțiuni au fost aplicate pentru neacordarea priorității pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii, 35 de acțiuni au vizat diverse alte abateri, de la normele rutiere, precum și depășirea limitei de viteză, nepurtarea centurii de siguranță, sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. La data de 21 august anul curent, polițiștii biroului rutier Iași au acționat pe rază de competență pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, respectiv a celor produse pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonilor. În cadrul acțiunii au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale, dintre care 8 pentru neacordare prioritate pietoni, iar 35 pentru alte abateri. În urma măsurilor aplicate, polițiștii au scos din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 8 conducători aer. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii. Un caz notabil este cel al unei femei de 45 de ani care în timp ce conducea autoturismul nu a oprit la o trecere de pietoni corespunzător marcată și semnalizată. Aceasta nu a acordat prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversarea străzii pe marcajul pietonal. Șoferița a fost sancționată contravențional și a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Astfel de acțiuni vin ca răspuns la nevoia urgentă de a reduce numărul accidentelor rutiere care au loc în județul Iași, multe dintre acestea având la bază neacordarea priorității pietonilor.